Salut, eu sunt Alin și bine v-am regăsit la un nou episod. Vreau să încep prin a vă spune la mulți ani tuturor, pentru că astăzi este 1 iunie, exact, este 12 noaptea. Filmez acest clip pentru că este ultima strigare pentru voi, ultima dată când eu vă invit să veniți la meeting, pentru că astăzi la ora 13, adică la 1 după amiaza, vă invit la fan meeting. Este gratis, n-aveți nevoie de bilete, am spus-o, o să mai repet și cred că acest episod o să apară undeva pe la ora, nu știu, 10, deci mai aveți timp, 10 dimineața, deci mai aveți câteva ore, timp în care voi puteți să ajungeți la fan meeting. O să vă spun acum exact adresa, cum ajungeți acolo și cum se va desfășura totul. Bun, deci hai să intrăm și noi Google Maps. Intrăm pe Google Maps și o să vă arăt exact unde voi trebuie să ajungeți. Bun, hai să dăm zoom out. Prima dată vă ghidați după stația de metrou Aviatorilor. Stai așa. Hai să scriem noi aici direct. Aviatorilor. Deci puteți să ajungeți acolo cu... Uite, exact. Puteți să ajungeți aici cu metroul, iar apoi trebuie... să mergeți foarte puțin pe jos. Cu metrou, nu știu, dacă stați prin cartiere mai mari din București, puteți să luați metrou de... Oh, oh my god! Deci m-am speriat, cineva a dat cu, cred că ceva gen petardă. Dar a fost ceva super ciudat, că nu știu dacă s-a auzit și pe filmare, dar pf, a explodat. Bun, hai că am uitat și ce voiam să zic. Este foarte târziu, îmi era deja foarte greu să-mi găsesc cuvintele. Acum că am trecut și prin chestia asta. Ok, deci puteți să luați metroul până aici, iar apoi hai să vedem noi dacă găsim, hai să vedem, scriem așa, TVR, nu, TVR, Calea Dorobanți. Trebuie să ajungeți undeva pe strada asta, Emil Pangrati, exact. Deci voi de aici mergeți tip-til pe jos și am impresia că undeva aici trebuie să fiți. Ia să vedem. Exact, fix în locul ăsta voi o să ajungeți, da? Deci ajungeți aici, v-am arătat cum. Puteți să vă întrebați părinții, puteți să veniți cu părinții, cu bunicii, că foarte mulți m-am mai întâlnit zilele astea cu abonați, chiar m-am întâlnit cu o grămadă la o școală generală. Foarte mulți dintre voi îmi spuneați, da, dar și nu mă lasă mama. Păi vină cu mămica, pentru că de 1 iunie toată lumea stă acasă, cei de la stat au liber, sau cu bunica, sau cu verișorul mai mare, cu oricine, pentru că nu trebuie să plătească nimeni bilet. Eu mă bucur să vă văd mâine acolo, vom face poze, dăm autografe, discutăm, voi o să fiți cei care veți propune experimente sociale pentru noi, pentru mine și Găbițu, sau alte serii pentru The Link, adică o să facem foarte multe activități. Voi aici o să fiți într-un număr mare, sper, și o să fiți preluați de către un ghid care vă duce aici frumos în TVR, o să vedeți cum este înăuntru în TVR, o să vedeți studiourile și mai multe lucruri. Deci ați înțeles, hai să dăm zoom out, vreau să luați metrou până aici, fix undeva pe aici este metrou, dar fix în mijloc, what the fuck, nu știu dacă fix în mijloc aici o să ieșiți. Da, undeva în zona asta vă lasă metrou și apoi, ați înțeles, voi mergeți pac, 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 pac și intrați pe aici. Bun, deci, acestea fiind spuse, eu vă aștept astăzi, nu știu dacă am zis cumva mâine, din greșeală, eu filmez încă, pentru mine este 31 mai. Deci, astăzi la ora 13, puteți să întârziați un pic, nu știu, 13 și un sfert, 13:30 maxim, puteți să veniți și... V-am zis, ne întâlnim cu toții, veniți cu oricine, intrarea este liberă. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și ne revedem curând. Pa, pa!